Salutare! Sunt aici acum pe Dunăre. Am avut un drum în zonă și chiar am vrut să discutăm despre un aspect care este extrem, extrem de important, zic eu, în pescuitul la metod feeder, și anume localizarea. Localizarea poate fi de mai multe tipuri, dar cea mai importantă este localizarea vizuală, acea care ne poate da semne. După cum vedeți aici, pe golful ăsta din Dunăre, e multă gheață, da? Se vede foarte bine multă gheață, dar datorită faptului că o mare parte din pești, acum cât e cald, da? Acum e foarte cald, sunt undeva la 8 grade, peștii migrează de sub gheață, din ce am presupus eu, și au venit într-o zonă cu apă relativ mică să se încălzească la soare. Și cum ne putem da seama de lucrul ăsta, cum puteți să vă dați și voi seama în fiecare dimineață, mai ales când nu bate vântul, o să vedeți pe pelicula apei, uitați cum e aici, în fața acelei papure, o să vedeți grămezi de bule, o să vedeți grămăjoare mici de bule, care o să vedeți că încet, încet ele se deplasează. Asta înseamnă că peștii sunt aici în zone, sau mai ales poate să fie un câr de pește, și peștii vin ușor și eventual se hrănesc de pe substrat, sau pur și simplu cum se deplasează în zonă, încep să se facă niște bule. E un aspect foarte important lucrul ăsta și vreau să țineți mare cont de el. Lucrul ăsta se pot vedea mai ales când pelicula apei este, cum e acum, oglindă, că nu este încrețită de valuri sau de curenți de aer. Lucrurile ăsta sunt foarte bune mai ales dimineața, la prima oră. Chiar înainte de partida de pescuit, vă puteți opri și să vizualizați puțin apa. E foarte important. Nu vă apucați de nimic, puteți să vizualizați apa, să vă uitați și o să vedeți primul lucru care vă poate sări în ochi, să zic așa, sunt acele bule, sau o să vedeți mici grămăjoare de bule care se deplasează și mai ales concentrate. Un alt aspect important pentru localizare sunt zonele din preajma malului, unde peștii, am văzut de multe ori chiar și la Dunăre, crapii vin și se hrănesc cu botul în jos, așa, exact așa. Și atunci, cum vă dați seama că ei sunt acolo? De multe ori am văzut că stau cu coada în sus și în momentul când mișcă coada, o să vedeți în pelicula apei, dacă vă uitați cu mare atenție și în liniște când pășiți, o să vedeți două mici vârteje. În momentul când o să vedeți două mici vârteje în pelicula apei, fiți siguri că acolo este un crap, și mai ales un crap de talie mare. Singurul lucru care puteți să-l faceți atunci, ca să nu speriați peștele, pentru că el a venit acolo să se hrănească, puteți să plasați montura exact în zona aia, dar cu mare discreție, chiar și o lansare pe sub mână, lângă mal, vă poate aduce o captură. Să știți că lucrurile astea nu se întâmplă numai pe bălțile private, lucrurile astea se întâmplă cum sunt și aici pe Dunăre. De-aia vă spun, localizarea pe bază vizuală este foarte importantă. Am văzut că mulți pescari nu țin cont de asta, dar e un aspect foarte important, pentru că dintr-o simplă vizualizare și interpretarea semnelor puteți să găsiți o zonă unde sunt pești atunci, pentru că peștii niciodată nu stau într-un loc. Ei se mișcă într-una. Și cu cât aveți abilitatea să identificați aceste semne, cu atâta șansele voastre sunt mai mari să prindeți pește. Asta e un aspect foarte important care v-am spus, eu le-am în considerare și de foarte multe ori m-a ajutat. În corelare cu alte aspecte, și ăsta e unul important. Dacă am vreodată oportunitatea și posibilitatea să identific zona în care este peștele, să știți că niciodată nu o să stau pe gânduri și o să încep să fructific asta. O să plasez o montură acolo, știind că totul fac bine. Am montura bună, am nada bună, am tot ce trebuie. Primul lucru care fac, dacă am un semn vizual, acolo plasez montura. Cred că ați înțeles până aici, dar despre localizare sunt multe aspecte de spus, dar ăsta e unul din cele mai importante. Sper că ați înțeles, dacă nu, o să ne auzim în discuțiile ce o să le mai avem, puteți să-mi scrieți un mail. Cum am spus, poate nu o să răspund la toate, dar o să citesc acolo să văd ce probleme aveți, și dacă nu s-a înțeles anumite aspecte, o să le repet. Deci țineți minte, localizarea foarte importantă. Ia uitați aici, deja sunt două grămezi de bule. Este una, mai una și mai una. E clar că aici, acum, nu am venit la pescuit, dar dacă ar fi să plasez o montură în acea zonă, vedeți chiar lângă mal, sunt șanse reale să am o prezentare. Da? Deci sunt șanse reale să am o prezentare. Gândiți-vă că e o întindere foarte mare de apă. Cu cât avem semne vizuale că peștii ar exista într-o zonă, cu atât ne crește foarte mult șansa să prindem. Gândiți-vă la un lucru. Dacă aveți toate aceste cunoștințe despre aceste aspecte, cu siguranță că rezultatele vor fi unele mai bune.
Nu rămâne decât să ne auzim în următorul material și, cum v-am spus, toate cele bune până la următoarea întâlnire. Salutare!